Înainte de a începe vreau să vorbim despre ce a însemnat războiul rece. După predarea Germaniei naziste în mai 1945, aproape de sfârșitul celor de-al doilea război mondial, alianța războiului dintre Statele Unite și Marea Britanie pe o parte și Uniunea Sovietică pe altă parte a început să se destrame. Până în 1948, sovieticii au instalat guverne de stânga în țările din estul Europei care au fost eliberate de armata roșie. Americanii și britanicii se temeau de dominația sovietică permanentă a Europei de Est și de amenințarea cu venirea la puterea partidelor comuniste influențate de sovietici în democrațiile din Europa de Vest. Sovieticii, pe de altă parte, erau hotărâți să mențină controlul asupra Europei de Est pentru a se proteja împotriva oricărei posibile amenințări în viitor din partea Germaniei și aveau intenția de a răspândi comunismul în întreaga lume, în mare parte din motive ideologice. Înfruntarea dintre cele două puteri a fost numită război rece, deoarece nu s-a la confruntări militare directe între cele două superputeri care ar fi constituit un război cald, cu toate că perioada a generat o cursă a înarmării. Din punctul de vedere al studiilor strategice, există opinia că nu s-a ajuns și nu se putea ajunge la un război cald datorită faptului că ambele superputeri, SUA și URSS, s-au dotat cu arme nucleare, ceea ce a creat o situație militare strategică de descurajare și blocare reciprocă. În cazul unui război real, s-ar fi ajuns la o distrugere reciprocă totală și totodată la o catastrofă mondială. În ceea ce a devenit cunoscută sunt numele de teoria omului nebun, the mad man theory. Se spune că americanii l-au portretizat în mod deliberat pe președintele Richard Nixon ca nebun și cum un nebun este capabil de orice, acesta poate chiar să lanseze un atac nuclear. Intenția de aici era de a intimida inamicul să se retragă dintr-o luptă. Hallman, care era șeful stafului la Casa Albă, mărturisește că Nixon i-a spus, citez: "Eu numesc teoria nebunului. Vreau ca vietnamezii să creadă că am ajuns la punctul în care aș putea face orice pentru a opri războiul." le vom da de veste că Citez, pentru numele lui Dumnezeu, știți că Nixon este obsedat de comunism, nu putem opri când este supărat și are și mâna pe butonul nuclear. Și Ho Chi Minh însuși va veni la Paris peste două zile cerșind pace. Un singur om a salvat lumea de la războiul nuclear. În 1983, Stanislav Petrov era comandantul de gardă la o instalație de avertizare nucleară timpurie când sistemul său a raportat că Statele Unite au lansat rachete către Moscova. Antrenamentul și protocolul său au cerut un răspuns imediat, dar lui Petrov nu i-a venit să creadă că este adevărat și -a ales să neglijeze avertizmentul ca pe o alarmă falsă. Instinctele lui Petrov erau corecte. Dacă ar fi lansat rachetele în SUA ca răspuns al atacului american, ar fi început mai mult ca sigur un nou război. SUA ar fi returnat apoi focul și probabil doar universurile alternative știu cum ar fi putut escalada asta. În anii 60, avioanele americane purtau bombe nucleare pentru orice eventualitate și uneori le pierdeau. Departamentul Apărării Naționale din SUA a dezvăluit recent că între anii 1950 și 1989 s-au înregistrat 32 de accidente care implică arme nucleare. Într-un astfel de incident, două bombe nucleare s-au prăbușit în Carolina de Nord. Fostul secretar al apărării, Robert McNamara, a declarat că, citez, prin cea mai mică șansă, eșecul de trecere prin două fire a evitat o explozie nucleară. Dacă aceste bombe ar fi detonat, ar fi putut provoca mai multe daune decât Hiroshima sau Nagasaki. În luna octombrie anului 1962, în plină criză a cubaneze, un submarin sovietic era detectat de marina americană în apele Mării Caraibelor. În perioada aceea, președintele John F. Kennedy tocmai instituise blocada asupra Cubei, fapt pentru care traficul naval în zonă era interzis. Submarinul cu încărcătură nucleară fusese în colții de 11 distrugătoare americane lângă coasele Cubei. Deși era în apele internaționale, americanii au lansat încărcături explozive ca să-l scoată la suprafață. Gary Lauter, oficialul de comunicații de la acea vreme, a declarat că Citez, nu încercam să-i ucidem, puteam foarte ușor să distrugem submarinul, doar îi hărțuiam, știam că probabil au probleme cu aerul, era în naibii de cald. Am încheiat citatul. La un moment dat, temperatura de la bordul submarinului depășise 60 de grade Celsius, sistemul de aer condiționat devenise nefuncțional, iar tot ce aveau sovieticii de făcut era să iasă la suprafață. În acel moment, unul dintre ofițerii aflați în interiorul submarinului a spus, citez, Americanii ne-au lovit cu ceva mult mai puternic decât niște simple grenade, ar putea fi o bombă de adâncime, vom muri cu toții, însă și noi îi vom scufunda, nu vom deveni sub nicio formă rușinea flotei noastre. Comandantul submarinului, Savitsky, a dat ordine încărcarea torpilei nucleare. Cu toate acestea, Savitsky a avut voie de aprobare a celorlalți doi capitani ai submarinului înainte de a lansa arma. Al doilea capitan a aprobat, dar Vasile Archipov a spus nu. Dacă ar fi fost lansat, soarta lumii ar fi fost foarte diferită. Atacul ar fi început probabil un război nuclear care ar fi provocat devastarea globală cu un număr inimaginabil de decese civile. În timpul războiului rece, agenții CIA foloseau metode de comunicare bazată pe modul în care își legau și returile de la pantofi. Fiecare model reprezenta un mesaj de genul am informații, urmează mă sau am adus o altă persoană. SUA au cheltuit 20 de milioane de dolari pe o pisică. Numită pisica acustică, această pisică a fost concepută pentru a spiona sovietice deoarece avea un dispozitiv de ascultare implantat în canalul urechii. La prima misiune de a spiona doi bărbați într-un complex sovietic din SUA a fost lovită de un taxi și a murit. Sănătatea cetățeanului nu era o preocupare mare în SUA în acele zile. Între anii 1950 și 1960, armata a folosit în secret arme biologice pe părți ale țării pentru a vedea ce se va întâmpla. Oamenii s-au îmbolnăvit în San Francisco, dar în altă parte a fost mai rău, mai ales dacă erai sărac. Sociolog pe nume Lisa Martino Taylor a spus că San Luis a fost folosit în special pentru aceste experimente și motivul a fost că existau o mulțime de cartiere sărace pe care le puteau pulveriza cu particule radioactive. Dar dacă știința spune că nimeni nu ar fi murit din cauza experimentelor, oamenii au fost categoric expuși la particule toxice. În timpul războiului rece, agenții CIA au încercat să-l discrediteze și să-l doboare pe primul președinte din Indonezia, Sukarno, care era aliat cu sovieticii, prezentându-l într-un film pornografic la sfârșitul anilor 1950. Agenția a realizat un film pornografic cu un bărbat care arăta ca Sukarno în pat cu o blondă care joacă rolul unui agent sovietic. Umilința cauzată de difuzarea filmului trebuia să-l alunge pe Sucarno din funcție, dar planul nu a reușit. Războiul rece a dat naștere unor gadget extrem de ingenioase legate de spionaj. Printre ele se numără și kitul rectal de evadare pe care un spion și-l putea ascunde în fund folosindu-l ulterior în cazul în care ar fi fost prins. În timpul Războiului Rece, Uniunea Sovietică a detonat cea mai mare armă nucleară pe care a văzut-o omenirea. Proiectul inițial prevedea o putere echivalentă de 100 de megatone TNT redusă mai apoi la 50 de megatone pentru a limita contaminarea radioactivă. A fost detonată la 30 octombrie 1961 în arhipelagul Novaia Zemlia. Copul ei a fost demonstrarea capacității tehnologiilor militare ale URSS. S-a construit un singur exemplar ce a detonată, iar o machetă se află sunt prezent la Muzeul Armelor Nucleare Rusești din Sarov. Lumina exploziei a fost atât de puternică încât a fost zărită de la 1000 de km distanță. Ciuperca atomică s-a ridicat la 64 km înălțime și a avut un diametru de 30-40 de km. Toate clădirile din Severnui au fost distruse. La sute de km distanță, casele din lemn au fost distruse și cele din cărămidă și-au pierdut acoperișurile, ferestrele și ușile. Comunicațiile radio au fost întrerupte timp de aproape o oră. Explozia a putut fi văzută și simțită până în Finlanda, spărgând și geamuri. Undele de șoc atmosferice au făcut în conjurul planetei de trei ori. Oamenii care s-ar fi aflat la mai puțin de 100 de kilometri ar fi suferit arsuri de gradul 3. Căldura s-a simțit până la 270 de km, iar șocul seismic a măsurat 55,25 grade pe scara Richter. Filmul The Day After a fost un film TV american despre un război nuclear fictiv între NATO și Pactul de la Varșovia. A dat spectatorilor exemple cu ce s-ar întâmpla într-un război nuclear. A fost destul de înfricășător încât președintele american Ronald Reagan a decis să schimbe opiniile cu privire la politica nucleară a SUA. În 1959, premierul sovietic Nikita Khrushchev a vrut să-și ducă familia să viziteze Disneyland când vizita SUA, dar a aflat că este interzis. Departamentul de stat și a cerut scuze ulterior, spunând că putea să-și ducă familia într-o altă zi pentru a-i vedea pe Mickey Mouse și colegii săi. SUA au spus că motivul respingerii a fost doar din motive de siguranță. Liderii sovietici pare că nu erau prea populari în SUA în acele zile, dar nici Putin nu a mers și a făcut propriul Disneyland în Rusia. Asta a fost tot. Dacă vă place, nu uitați să vă lăsați un like și un coment. Iar dacă nu v-ați abonat, să vă abonați. Și dacă vreți să mă ajutați și mai mult, puteți să dați un share pe Facebook, pe Instagram, pe ce vreți voi. Dar până atunci eu m-am dus, așa că ne vedem data viitoare. Pa!